Ai avut crash pe vreo vlogăriță? Da, da, da. Hai, salut, eu sunt Denis și bine m-am găsit la un nou clip, salutăților. Astăzi facem Q&A după o lungă, foarte lungă perioadă de când n-am mai postat un Q&A. Prima întrebare vine de la Geodimo și ne întreabă, și mă întreabă, care este cel mai mare vis al meu? Băi, Geo, o spun că cel mai mare vis al meu este să facem 200 de like-uri la acest clip. Raul Vlogs ne întreabă de ce portocala e mai portocalie decât morcovul. Pe portocala e mai portocalie decât morcovul, pentru că morcovul, cum stă în pământ, mai are și pământ, asta portocaliul ăla, știi, se mai închide la culoare, se mai, știi, cu pământul, cu așa. Și portocala e portocal, de aia se numește portocală, știi, are o nuanță mai deschisă de portocaliu. Se vede. Practic, portocala e mai portocalie decât morcovul. Tudo Forte mă întreabă dacă... Te lasă mama să faci live mâncând ciorbă de șarpe, dacă da, de ce? Te lasă mama, adică mama ta. Mama a luat-o foarte. Mă lăsați să fac un live mâncând și să mânc ciorbă de șarpe? Lăsați? Mulțumesc. David Olteanu, dacă ai fi Shelly pentru o zi, ce ai face? Foarte, foarte simplu. Deci, mă trezesc, da? Shelly, bun. Mă duc frumos, intru, verific statisticile acolo să văd că am 1 milion și ceva de abonați și... mai mă uit și în training să văd ceva. Fac un clip special în care spun să se aboneze lumea la Denis VC, pentru că e un om super tare. Și postez videoclipul ăla, de seama, editez, îl postez. Și da, cam asta e treaba. Deci asta-și face, dai seama. Probabil că o să șteargă videoclipul dacă vede Shelly. Dar măcar în ziua aia m-am făcut cu ceva abonați, you know? Andrei Cătălin, vrei gumă? Bă, nu că am. Fii atent aici, am gumă cu gust de watermelon. Deci nu vreau, mersi. Am. Emro original. Zaer, g, d, g, j, două linii paralele cu ceva pe acolo, c. Chestia asta poți să o scrii pe tastatura limbii române dacă apeși lung pe litere. Ok. Eduard George ne întreabă cine... Deci, uitați-vă și voi, că a intrat Cortana. Deci, a intrat Cortana. Eduard George ne întreabă cine este ăla din spate. Din spate? Ăla e cărămidă. Cărămidă. Bă, cărămidă, salut. Auzi? Să-ți fac cunoștință. Da. Cărămidă George. George cărămidă. Am un YouTube. De ce Q&A? Ca să nu fie... Q, din chestia aia, you know? Alex Neguț, întrebare? Nu, răspuns. Electrosil, poate Gianni să-mi citească întrebările? Fă, Gianni! Bă! Alo, vino aici. Ce vrei, bă? Vino, mă, aici, că trebuie să răspund la întrebare. Du-te, bă, de aici! Hai, bă, că trebuie să răspund la întrebare, Gianni, capat. Hai, bă, du-te, dracu! Hai, mă, aici, mă, hai! Da, bă, de ce trebuie să fii, mă? Apoi, trebuie să răspund la întrebări, mă, trebuie să răspund la niște întrebări. Tu te văd de aici, dar nu răspund la nimic, bă, ce-ai? Hai, mă, că te întreabă cineva, un fan acolo. Ce va bă, tu dracu, mă? Hai, mă, electrosim, vine să te întrebe ceva. O, băgă-mi, ești burata, ia să vă, mă, cine. Ia, mă, ce vreți, mă? Ia uite, mă, asta mere? Uite ce, mă filmezi pe mine aici. Electrosil. Unu, poate G-I-A-N-N-I. Bă, se scrie G-I-A-N-I, nu G-I-A-N-N-I. Bă, poate Gianni să-mi citească întrebările. Dar nu știu că, bă, hai mă, ai fost gelos pe un YouTuber. Bă, cine mă să fiu eu gelos? Nu știi că Gianni ești nebun, ce gelos să fiu, mă? Eu, oamenii sunt geloși pe mine, nu eu pe ei. Bă, du-te, bă. Cât e 2 plus 2? Ce, bă? Ei, ce face dacă te trezești în corpul lui Radu Chirilă? Cine e, bă, ăla? Ce ai face dacă te trezești în corpul la Radio Chirilă? Bă, tâmpitule, ai întrebare pentru mine, bă. Aia tău. Scuze. Bine, atât. Nu du-te, bă, de aici, deci cât face 2 plus 2? O să mă interesezi sau să spun? Să mă interesezi sau să spun? Lasă că te sun, te vorbim. Hai. Ia uite pe ăștia, mă, ce mă întreabă pe mine, că dacă-s gelos pe YouTube. Mersi, mă, bă, Gianni. Du-te, bă, dracu, bă. Ce vrei, mă, te dracu, mă,
tălpul ăla, mă. Ok, asta e întrebarea pentru mine, cred. Ce ai face dacă te-ai trezi în corpul lui Radu Chirilă / a unei fete? Bă, dacă m-aș trezi în corpul lui Radu Chirilă, m-aș duce la armată să văd și eu cum e pe acolo. Adina ne întreabă, la ce meeting-uri ai fost invitat? La niciunul. Cine sau ce te-a inspirat să faci YouTube? Mai mulți YouTuberi, probabil, da, mai mulți YouTuberi, pentru, na, place să fac chestia asta și am zis că, da, trebuie să fac și eu, nu? Ai frați, surori? Nu am nici un frate, nici o soră. Ai vrea să te vopsești? Nu aș vrea să mă vopsesc. Dacă mă vedeți în 2 ani vopsit sau într-un an, dacă mă vedeți cândva vopsit, să-mi arătați videoclipul ăsta, să-mi ziceți că, bă, ce ai făcut, mă, că nu, n-ai vrut să te vopsești. Ai avut crash pe vreo vlogăriță? Momentan nu. Alexandra 14 are multe întrebări. Câți ani ai, de unde ești, la ce liceu înveți, ai iubită, mai ești virgin? Fumezi, bei? Câte iubite ai avut până acum? Ai vrea să... Văd că tot timpul primesc întrebări de genul, așa că 17 ani, Deva, Decebal, ai iubită, n-am. Pinguin în 229.870 ne întreabă ce cere un copil de la viață. Un copil cere de la viață ce vrea el. Da, da, da. Ce vrea el. Ok, cam astea sunt întrebările, deci cam ăsta e clipul. Fraților, dacă v-a plăcut acest clip, nu este să apăsați acel buton de like, de subscribe și poate de share ca să vadă și prietenii voștri, să dați un follow pe Insta de Embarajos Vizii. Și fraților, noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Așa că multă, multă baftă. Salut!